Proprietarii de câini au obligația să microcipeze animalele până la data de 29 februarie 2016. Altfel, după cum spun cei de la DSV Dâmbovița, se vor aplica amenzi usturătoare. Deși costul microcipării este unul modic, mulți dintre proprietarii de animale nu sunt interesați să se ocupe de acestea. Este o problemă majoră. Județul Dâmbovița este undeva la 60%, 62-65% câini vaccinați și microcipați, pentru că știți foarte bine că vaccinarea antirabică nu poate fi făcută decât pe câini microcipați. Vis-a-vis de microcipare, stăm foarte rău datorită faptului că întâmpinăm dificultăți în teritoriu. Reprezentanții Direcției Sanitar Veterinare au început să aplice amenzi persoanelor care nu și-au microcipat câinii, acestea ajungând până la 4.000 de lei. Să dai 40 de milioane amendă, că nu vrei tu, că nu-ți place de medicul veterinar sau că nu ai tu chef să microcipezi câinele. Nu vreau, domnule. Am avut într-o situație în care astăzi am semnat amenda, un domn într-o localitate a spus nu vreau eu, pentru că nu aveți ce să-mi faceți. Ba da, stimate domn, îți transmit că avem ce să-ți facem, iar în cursul acestei săptămâni vei primi frumoasa amendă de 4.000 de lei acasă la dumneata. Proprietarii câinilor nu au motiv anume pentru faptul că nu s-au ocupat de microciparea câinilor. Mulți dintre aceștia nu știu că pot primi amenzi usturătoare și spun că țin animalele în curte. Până pe 29 februarie este obligatorie microciparea lor. Nu le-am microcipat, dar îi țin în curte. Sunt micuți. Știți că dacă nu-i microcipați puteți să luați amendă, da, până la 4.000 de lei. Da, dar vaccinați sunt. Ea e SUV, ea e fetiță și ea e jet. Și să știți că au și buletine. Au carnete de sănătate. De sănătate. Toți trei au. Că v-ați microcipat căței? Ce? Nu. Nu. Că-i microcipați? Nu i-am făcut. Până pe 29 februarie aveți termen să îi microcipați și să-i vaccinați antirabic. Da, da, da. Deoarece... Da, am vorbit, avem niște băieți acolo. Două săptămâni, cred că este. Apoi DSV-ul va aplica amenzi. Am înțeles. Să luăm și noi pensiile, să luăm vorba aia mai... Și îi vaccinăm, Costul microcipării poate ajunge la 20 de lei, iar dacă vă pierdeți patrupedul datorită microcipului, îl puteți găsi mult mai repede. Multe dintre persoanele care au animale de companie au ca motiv prețul mare al implantării microcipului, însă amenda de 4.000 de lei este incomparabil mai mare.